Comisia Electorală Centrală a decis deschiderea 30 de secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului. Alegătorii din aceste localități vor trebui să se înscrie în lista suplimentară a uneia dintre cele 30 de secții de votare. Înregistrarea va fi posibilă la prezentarea actului de identitate ce atestă domiciliul sau reședința în localitatea corespunzătoare. Ministerul Afacerilor Interne va întreprinde toate măsurile necesare pentru menținerea ordinii publice în localitățile unde își au sediul secțiile de votare menționate, totodată în scopul garantării ordinii la secțiile de votare din localitățile aflate în zona de securitate, CEC a făcut apel către observatorii naționali, internaționali și Comisia Unificată de Control în vederea monitorizării desfășurării pașnice a procesului electoral în cadrul acestor secții de votare. Anterior, Comisia a stabilit deschiderea pe teritoriul țării a circa 2000 de secții de vot pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie curent. Totodată, la propunerea guvernului, CEC a dispus organizarea a 100 de secții pentru cetățenii aflați în străinătate.